o sală de intrare a unui hotel. Victor, singur, în frac și cipici de lac, cu un șervet sub soară, șade pe un scaun și citește o broșură. Simptomele unei pasiuni contrariate sunt: mai întâi, pierderea treptată a memoriei și apoi o indiferență din ce în ce mai mare pentru tot ce ne înconjoară. Voilà, voilà, on y vol, vin urgent! Mai întâi, o pierdere treptată a memoriei. Memoria n-am pierdut-o încă de tot, dar nu mi-a rămas multă. Datoriile uit întotdeauna să le plătesc, dar tot mai țin minte la cine și cât sunt dator. Dar dacă va urma nenorocirea mea, cine știe dacă nu voi uita și aceasta. Voilà, voilà, on y vol! Oh, și apoi o indiferență din ce în ce mai mare pentru tot ce ne înconjoară. Nu, la indiferență încă n-am ajuns. Victor! Victor, surdiești? Dormi? N-auzi telegraful? Ba da, domnișoară Liza. Apoi de ce mă las să ridic eu pe scărgea mantaneză, păcitule? Domnișoară Lizo, vorbește frumos. Garson, ce ai? N-am nimica, domnule. E, nu, ce ai? E sărit. Eu nu, n-am nimica, domnule. Un ceai, un pahar, o ceașcă de ceai gogomane. Cum, domnule? Oh. Am înțeles, domnule, am înțeles, dar cum, cu rom, cu lapte? Cu rom gogomane. Onivol. Iată, domnule, aici. Da, mică, ce schimbare în 6 ani. Și zi, sunteți român, domnule? Da, fată, după cât mi-aduc aminte. Semănați mult cu un englez din Viena pe care l-am avut noi aici în hotel pe vremea muscalilor. Ce bărbat frumos! Știi că ești politicoasă, mersi. Da, domnule, semănați cap tăiat cu el. Și avea o groază de decorații. Sărmanul, luat într-o noapte pe sus de la poliție, ziceau că făcuse ruble de hârtie. Sunt încântat de asemănare, bravo, da. Gata, domnule, poftim. Să-mi aducă ceaiul. Da. Voilà, voilà, on y vol. Zahăr, ai uitat să pui. Și ai adus cu lapte, ți-a zis cu rom, Victore. Ba nu. Ba da. Ba, mai întâi o pierdere treptată a memoriei. Voilà, voilà, on y vol. Nu, ce are, ce a pățit băiatul ăsta de la vreme încoace? Nu-i glumă, o fi bolnav? Nu, trebuie să-l întreb, trebuie să-mi spie numai decât. Eu nu știu ce mai crezi despre el, Victore. Ce? Victore, ce ai? Cu rom, cu lapte? Nu, zăpăcitule, nu, ce ai, ce ai pățit? N-am nimica. Cum n-ai nimica? De vreo 10 zile încoace, pare că ești de pe altă lume. Uiți de la mână la gură. Nu înțelegi ce-ți vorbește omul, nu știi ce spui. Râde tot hotelul de tine. Pentru asta madame te-a dat din birt aici sus. Se plângea toți mușterii de tine. Nu mai erai bun de nimic, spărgeai tot. Nu înțelegeai ce-ți comandă oamenii aia. Nu înțelegi odată, nu ții minte ca la alteri. Ai turnat o supă în pălăria unui mușteriu pusă pe masă. Dacă nu eram eu să mă pui pentru tine, te dădea madame afară, să știi. Da? Ce faci? Ce? Nu vezi ce fac? Nu vezi, dragă? Speriez hainele dobitocului de acolo. Ce nesuferit pasager, dar pleca mai curând de aici. Ți-ai pierdut mințile, sărace. Și ce treabă ai, dumneata? Cum ce treabă, nenorocitule? Nu o să ne cununăm peste câteva zile? Ba da? Păi atunci vreau să știu pentru ce ești zăpăcit. Spune, ce ai, ce ai pățit? N-am spune. Nimic, dragă, dă-te așa că-ți dau vânt. Băi, ai jucat iar cărți și ai pierdut. Nu. Spune drept, mă tem de cineva. Nu. Atunci ce? Voilà, voilà. Răspunde ce? Ce? Ce, ce? Ce? N-am să spun dumitale ce, domnișoară Lizo, lasă-mă în pace. Așa? Cine sunt eu să te întreb? Să te las în pace? Bine, Victor. Lizo! Da! Lizo! Da! Aoleu. Lizo! Ia trece-mi azi cocolare! Da, domnule! Ești aici, Lizo? Am sunat de două ori! Aici, bucurița, așteptam să deschideți! Garson, fii te rog bun, dă-te jos la poartă. Vezi că se plimbă domnul Peruzeanu Ginerimiu prin piață. Spune-i că astăzi dejunăm la 11. La 11. Asta e, să nu uite să-mi cumpere chinină. Chinină, da, da, atâta, da. Numai atâta? Atâta. Nu se poate, mai ziceți, mai comandați ceva? Nu, nu. A, da, bine, zici, uitasem. Astăzi dejunăm sus. Eu și Iulia nu suntem prea bine. Când îi vedea că se suie sus domnul Peruzeanu, să ne aduci carta dejunului. Te rog, nu uita. On y vol, madame, on y vol. Crimele?
sunt copii, și dacă și gândul ar trebui pedepsit, cine dintre noi n-ar merita măcar o dată în viața lui pedeapsa capitală? Așa, acestea sunt urmările lipsei tale de prevedere, Alexandre Peruzene. Tu? Zic rău. Tu nu mai ești Alexandru Peruzeanu, alegător onorabil din Colegiul 1 de Vaslui. Tu ești Alexandru Borgia, ilustru otrăvitor de neagră memorie. În buzunarul gileții tale astăzi nu mai porți ca în zilele tale cele bune niște inocente pastile de mentă, ci filtruri adormitoare. Iată unde ai ajuns. Tu, care nu puteai suferi romanurile și melodramele oribile, tu vei avea onoarea să citești numele trecut în faptele diverse ale gazetelor. Un autor popular te va imortaliza printr-o novelă originală în calendarul progresului pe anul viitor și chipul tău va trece în galeria criminalilor celebri, alături de frumoasa Giurgiuveancă și cu marchiza de Brinvalier de Alexandru Dumas, tatăl. Omul care mi-a vândut aceste prafuri mai întâi m-a refuzat categoric. Nu știam ce să zic ca să-l conving, când mi-a dus ei aminte de taxa stabilită odată pentru conștiința negustorilor de hapuri. Aur? Na, 40 de galbeni mizerabili și dăm ceva să pot dormi. Atunci spițerul meu îmi zise tremurând: dumneata, nu vrei să mă pierzi, monseniore? Ai insomnie? Iată leacul. Însă ia seama, cu un praf adormi bine peste un ceas și apoi te deștepți singur. Cu două prafuri și mai bine pentru o jumătate de ceas, dar trebuiești deșteptat de altcineva cu fricțiuni și cu duș de apă rece. Cu trei adormi în 10 minute, dar nimeni cu nimic nu te mai poate deștepta. Fii binecuvântat, omule, i-am zis. Da, când fatalitatea ne împinge, cată să mergem înainte. Da, trebuie să sfârșesc astăzi cu soacră mea, o soacră vitregă, tânără, idealistă, care face teorii, care scrie poezii sentimentale de pe lumea cealaltă, care detestează sexul bărbătesc și care îmi face din luna de miere cea mai amară tortură. O, neprevedere nebună! Mi-aduc aminte încă convorbirea mea decisivă cu doamna Fifina Fințescu. Domnule, iubești pe fata mea vitregă? O adorez. Ea te iubește? Bine, ea este încă minoră sub tutela mea. Eu, pentru fericirea ei, nu pot consimți la căsătoria aceasta decât cu condiția ca întâiele 3 luni de zile în căsnicia dumitale să am eu în locul dumitale autoritatea absolută, dar absolută. Primești? Primesc, doamnă, răspunse eu, fericit, fără să știu, fără să bănuiesc măcar ce monstruozitate se ascundea în intențiile doamnei Fifina. Pe onoarea dumitale de cavaler, pe onoarea mea de cavaler, doamnă, astăzi au trecut 11 zile din luna mea de miere. Lună de miere de cum s-a săvârșit ceremonia religioasă și până acum nu am putut avea un singur moment în care să spun nevestimii mele 3 vorbe între 4 ochi. Necontenit între mine și ea stă doamna Fifina. Între cele 2 părți ale căsniciei, Peruzeanu stă ca o greșeală de ortografie intenționată pentru un calambur, o trăsură de dezunire. Între aceste 2 părți se interpune o 3-a ascendentă vitregă spre a face imposibilă o 4-a descendentă legitimă. În zadar nevastă mea se roagă, în zadar eu protestez, strig, mă revolt. Monstrul meu nu voiește să se dea înlături. Stă mereu în calea mea, înțepenit în excentricele sale teorii idealiste, sentimentale, sociale și matrimoniale, aducându-mi aminte pactul ce l-am făcut și jurământul meu de onoare. Nu uita, domnule, pactul nostru. Am în căsnicia dumitale autoritatea absolută. Afară numai dacă nu ții la legămintele dumitale de cavaler. Și chiar așa nu voi ceda decât brutalității. Nu vrei să cedezi de bunăvoie? M-ai rugat să-ți cumpăr chinină? Iată chinina pe care ți-o pregătesc. Nu vrei să mă îngădui 3 cuvinte între 4 cu nevastă mea? Bine, tu n-ai să te dai înlături din calea mea, dar ai să cazi de-a curmezișul ei și o voi trece peste tine. Plapele tale de argus se vor închide fără să vrei și pentru a pedepsi cu o amară ironie răutatea ta, tu stând lângă noi, eu voi fi cu Iulia mea între 4 ochi. Vine cineva, cumpă-ți răbdare până când doamna Fifina își va isprăvi toaleta. Voilà, voilà! Onivol, onivol! Doamne,
ce-i de făcut cu băiatul ăsta nebunit Dar de tot? Dar ce fată? Ce s-a întâmplat? Ce să fie, domnule, nenorocire? Ce nenorocire? Mare, domnule, hey. Băiatul cu care sunt logodită. Victor, garsonul de aici, îl știi dumneata? Ah, dobitoc cu acela tânăr cu colții pe frunte. Da, domnule. Hey, ce? Nu știu ce are, domnule, așa de zăpăcit de la o vreme încoace, încât mi-e frică să nu fie nebunit. Nu mai are capul la loc, nu mai aude, nu mai știe ce vorbește, nu mai ține nimic. Trebuie să fie amorezat. Da, domnule, este. Hey. De 3 luni de zile ne-a logodit madama, stăpâna hotelului, ne-a flădit că ne cunune când îmi strânge 100 de galbeni. Și el are acum, știți, s-a smintit, mai de câteva zile în loc să facă economia, spar serviciul de peste 300 de franci. Uite, nu știu ce să mă mai fac cu el, domnule. Trebuie numai decât cununie ca să-l far să-și vie în fire. Ascultă-mă pe mine, pentru că eu îmi explic starea în care se află tânărul tău. Sufletul tânăr este ca aburul. Dacă nu-i pui piedici, merge în sus, ușor ca fulgul. Dacă însă îl împiedici, îl întemnițezi, îl apeși, ajunge să spargă și pereți de fier. Oh, firește. Ah, da, am uitat să te întreb un lucru. Ai mumă? Da. Rău. Tânără ori bătrână? Mai mult bătrână. Bine, te iubește? Nu prea, pentru că mi-e mumă vitregă. Oh, și mai rău. Nu cumva nu poate suferi pe bărbați. Da, domnule, știu și eu. A fost măritată de 3 ori până acum și acum ar vrea iar să... Da, e bine, dar nu cumva face teorii. Nu, domnule, face cozonaș. Cozonaș, bine. Atunci trebuie să te cunun numai decât, numai decât. Dar n-avem încă 1000 de franci și el n-are nimic. Eu am numai 800 pe care mi-i păstrează madama. Da, îl iubești pe săpăcitul. Domnule, mai mult decât mă iubește el pe mine, dar nu-i arăt. Femeie. Atunci, fiindcă ești protejată femeii mele și pentru că mă interesează romanul tău, îți făgăduiesc că te scap eu de lipsa care te oprește să fii fericită. Domnule, cum să-ți mulțumesc să trăiască cu conița Iulia și cu conița... Atât nenorocitul ajunge, gata, atât. Mă duc să-i spui și lui să mai liniștesc din serviciul băiat, mă duc. O fată așa de vioaie și așa de gingașă să iubească pe un găgăuț care poate că nici nu o iubește, nici nu o înțelege. Bun, fata aceea cu romanul ei mi-a mai gonit ideile negre. Și de ce aș avea idei negre? Aș fi nebun când am aici în buzunarul jiletcii mele leacul pentru a face să înceteze situația mea nesuferită de până acum. Ia seama, mi-a zis pițerul. Ei da, am să iau seama și atât. Totul o să se reducă la o farsă pe care am să-i o joc doamnei Fifini de câte ori voi avea nevoie, până i-o plăcea. Mai bine decât să doarmă, să meargă, să se plimbe și să mă lase în pace. Iată animalul în chestiune. Să se asculte și partea cealaltă, până să termine doamnele studiul de dimineață și doamna Fifina să binevoiască, am permite să învăț nevasta, mai am câteva minute. Ei, garson! Și apoi o indiferență din ce în ce mai mare... Garson! Voilà, voilà! Vin aici! Din ce în ce mai mare pentru tot ce ne înconjoară. Ce comandă, domnule? Îmi pare că te cunosc eu pe tine. Și eu pare că te-aș cunoaște, domnule. De unde? Domnule, mie mi-a slăbit foarte mult memoria. Ba, dar de la cameră, domnule. Eu am intrat la cameră după căderea conservatorilor, cu naționalii și liberalii. Un adversar politic retras în viața privată, să-i facem onorurile cuvenite. Și în ce localitate vă alesese națiunea, domnule? Aș, domnule, nu! Știi că odată cu politica conservatorilor a căzut și bufetul lor. Am venit noi, eu și răposatul Butoiu. Eu eram obărțal la bufet. Că bine zici, acum mi-aduc aminte, mă iart. Nu face nimica, domnule. Ascultă, să lăsăm politica. Da. Știu tot despre amorul vostru. Domnule, știu. Dar ea mi-a spus. Ia. Mă interesez de soarta voastră și pentru asta trebuie să fii recunoscător numai ei, fiindcă această bună dispoziție n-ai să pretinzi că mi-ai făcut-o tu, turnându-mi supa în pălărie liberal naționalule. Mersi, domnule. Ea te iubește. Domnule! Deși nu ți-o arată pe față până acum, nu ți-o arată. Așa sunt femeile, găgăuță, dar mi-a spus-o mie, anume aici. Domnule, nu glumi cu nenorocirea unui biet june. Dar tu ești zăpăcit până în starea de asta de idioție pentru că o iubești, nu-i așa? Mai mult decât Edgar pe Fridolina, domnule zău! Care Edgar? Nu știi, de ce n-ai citit și dumneata pe semne nu citești romanțierul ilustrat? Eu sunt abonat, iacă, uite aici, Edgar și Fridolina sau Victimele inimii, zău, domnule, mai mult decât Edgar pe Fridolina. E rău de tot adversarul meu politic. În scurt, tinere Edgar... Pe mine mă cheamă Victor, domnule. Lasă-mă să-i sprăvesc. În scurt, tinere Edgar, Fridolina dumitare. Ai înțeles? Da, domnule, că... Ești băiat de ștept. Da, domnule. Fridolina dumitale arde de dorința cununiei. Cununie! Puțin vă mai lipsește ca să fiți fericiți. În curând veți și fi. Domnule!
frică să nu-mi pierd mintea de fericire. Dragul meu, tu n-ai ce pierde, mă. Caută un moment în care să fii singur cu dânsa. Da. Explică-te și hotărâți-vă la un fel. Pentru că, isprăvind serviciile de spart, o să fii nevoie să spargi capul, idiotule. Da. Haide, acum du-te, mă. Da, mă duc, domnule. Hai să aduci 3 dejunuri sus. Astăzi nu ne coborăm în birt. Da, știu, domnule. Păi de unde știi fără să-ți fi spus? Mi-a spus, domnule. Ah. Ea mi-a spus. Ia, voilà, voilà, on y vole. Iulio! Bună dimineața, domnule! Fii fina, nu mă îndoiam. Bună dimineața, doamnă! Ești tot supărat pe mine? Eu nu! A, nu? No. Nu te mai revolți, prin urmare, în contra autorității mele până la expirarea terminului convenit. Din contră, doamnă, aș dori, adică te-aș ruga să fii bună a m-acorda o prelungire de termen. Dacă este sincer ceea ce îmi spui, îți datorez o explicație. Doamnă, despre sinceritate vă asigur, de explicație nu e nevoie. Ba da, ba da, dacă nu pentru dumneata, pentru mine. Vino, deșez lângă mine. Da. Așa. Teoriile mele. Iar teoriile. Mă iartă, doamnă, peste câteva minute o să dejunăm. Îmi dai voie să te servesc cu o doză de chinin? Ha, n-ai uitat, îți mulțumesc. Dă-mi un pahar cu apă. Omul acela mi-a zis, ia seama. Și acum, ascult explicațiile, doamnă. Ziceai că... teoriile mele îți par bizare și purtarea mea strană. Nu, tocmai de când am început să le înțeleg. Nu le-ai înțeles și nu le poți înțelege pentru că ești bărbat. Auzi, Iulia, draga mea, du-te în odaia ta, copila mea. Am să spun ceva bărbatului tău și tu nu trebuie să auzi. Da. E un înger, nu-i așa? Ce folos? Zic că nu înțelegi teoriile mele pentru că ești bărbat. Fondul sufletesc al bărbaților, fie cât de aleși, este, permite-mi cuvântul pentru că facem teorie, nu? Da. Este brutalitatea. La femei fondul acesta este sensibilitatea. Tendința suflării unui bărbat pornește de sus în jos și nu-și completează evoluția decât atingând un obiect real. Da. Din contră, sufletul femeii, în orice împrejurare a vieții reale, se avântă în sus, tot în sus, până ajunge la acea treaptă de subtilitate a gândului și a simțirii, dincolo de care este non-existența. Așa. Ba așa, sigur, teoriile acestea pe care le-am citit și în ultimul roman publicat de dumneata în Cimpoiul sunt așa de clare, dar da, așa de clare, da, madame. De aceea nimic nu este mai îngrozitor pentru o femeie decât brutalitatea bărbatului. Așa e, așa. Când din regiunile ideale în care se ridică sufletul femeii, îl siliți să se coboare de grabă, îl zmuciți, îl izbiți da de nu, jos, da, atunci acel suflet de femeie îl rupeți, îl nimiciți, îl pierdeți pentru totdeauna. Trebuie prin urmare, pentru a fi fericirea posibilă pentru amândouă părțile, trebuie ca bărbatul să se suie până la sufletul femeii, să-l îmbrățișeze binișor și să-l atragă în jos, în precauțiune, prin mijlocul stărilor de tranziție. Pentru aceasta însă s-ar cere o știință pe care nici dumneata, nici Iulia nu o puteți avea. Un fel de, dacă pot întrebuința acest cuvânt trivial, un fel de... economia sensibilității. Da. De aceea eu, care cunosc știința aceasta și care țin a vă face fericiți, mă pun la mijloc pentru a te ajuta pe dumneata să o duci fără pripă și fără șovăire prin stările de tranziție de care am vorbit și a o cruța astfel pe dânsa de trista experiență ce eu am făcut. Mulțumesc prea mult, prea mult! Eu am fost o femeie. Mă iartă, doamnă, îmi pare că la vârsta de 27 de ani o femeie n-are încă dreptul să zică că am fost. Am fost o femeie care a avut nenorocirea să facă această experiență. Rămasă de copilă, fără mumă, crescută, fără nicio afecțiune, m-am înamorat la vârsta de 18 ani de un tânăr pe care îl întâlnisem în societate. Ne-am iubit fără să ne-o spunem 2 ani. Când colonelul m-a cerut de soție, tată meu îmi dete un termen ca să răspund, lăsându-mi sigur toată libertatea hotărârii. Eram hotărâtă firește să-l refuz pentru că iubeam pe... trec sub tăcere numele proprii. A doua zi mă aflam cu acela pe care îl iubeam la un bal. Toată seara am fost împreună. M-a rugat să nu dansez. M-am supus. Am stat de vorbă într-un mic salon la o parte de mulțime. După miezul nopții, lumea stregurându-se încetul și tatăl meu fiind la cărți, mă pomeni rămasă singură cu tânărul meu. Mă cuprinse de dată frica. El, ca și cum ar fi pândit de mult momentul, se apropie de mine și cu lacrimile în ochi, cu ochii rătăciți, cu obrazii îngălbeniți, mă apucă tremurând în brațe, strigând încet, te iubesc, te iubesc. Voi să mă zmucez în brațele lui, dar el mă strânse mai tare, voi să țip, însă el îmânecă glasul strângându-mă în brațe și sărătându-mă cu sila. Atacul unei fiare mi-ar fi făcut mai puțină groază. Am leșinat. Apoi n-am mai avut niciun moment de pierdut. În seara aceea chiar am rugat pe tatăl meu să comunice colonelului că consimt. Colonelul la doua zi ne-a făcut vizita formală și peste 10 zile am făcut cununia. Cu colonelul? Da, cu colonelul. L-ai cunoscut. Da. Era puțin mai bătrân decât tatăl meu. Era un om mărginit și bolnăvicios.
cum am trăit de atunci o jumătate de an până la moartea colonelului și încă 5 ani după aceea să nu mă întreb. Da, el ce s-a făcut? El. Noaptea aceea grozavă nu l-am mai văzut. Am auzit întreagăt că făcând o călătorie în jurul lumii s-ar fi însurat în America sau în Africa, nu știu bine. Și n-ai dorit să-l mai vezi cu toată brutalitatea lui vinovată? Să-l văz? Pentru ce să doresc? Dacă tot te-a iubit, căci te-a iubit, ai spus că te-a iubit. Dacă eu nu l-aș mai putea iubi, ce folos? Bine, dar... Voilà, da, doamnă, să trecem în Onivol, ce mi-a zis pasagerul? Caută un moment în care să fii singur cu dânsa, explică-te și hotărâți-vă la un fel, pentru că isprăvind serviciile de spart, o să fii nevoit să spargi capul. Nu voi să-mi spar capul dacă și ea mă iubește. Voi mai bine să mă explic. Dar cum să încep? Ce să-i zic? După câteva momente de tăcere, urmară câteva cuvinte simple. Apoi Edgar, aruncându-se la genunchii nobilei sale amante, zise cu glasul tremurător: O, Fridolino, te iubesc, te ador, te idolatrez, sunt nebun. Tu mă iubești, ești, trebuie să fii a mea, te voi disputa cerului și infernului. Te voilà, Onivol! Te voi disputa cerului și infernului, Fridolino! Încă 5 minute, Iulio. Da, când fatalitatea ne împinge, trebuie să ne supunem. Încă 5 minute și filtrul își va avea efectul. Am observat bine simptomele. Fifina era dusă pe gânduri, ochii erau obosiți, stâmplele se băteau. Viața, Fifina, cu temperamentul ei delicat, cu idealismul ei bolnăvicios și cu aventura ei nenorocită, merită compătimire. Da, asta e un cuvânt ca să mă împiedice pe mine? Când îmi făcea mai adineaur confidența ei, mărturisesc că era mișcat. Dar asta nu m-a făcut să-i admit mofturile ei idealiste și mai cu seamă întrucât ne privesc pe mine și pe Iulia. Auzi, mea ta, economia sensibilității, idealizare, subtilizare, non-existență, fleacuie, nu, nu-mi pare rău deloc de ce am făcut. Încă 3 minute și cum vine... Ești bine, Cocoman. Bine, domnule. Dacă vine cineva să întrebe de domnul Ulise Furtunescu, spune că mă găsește acasă în toate diminețile până la amiază. Bine, domnule. Furtunescu? Ulise Furtunescu? Mă iartă, domnule, vă numiți Ulise Furtunescu? Peruzene! Furtunescule! Furtunescu! Ești stafie, vedine, sau ești în adevăr Ulise Furtunescu? De cât ți-am trăiești sub pământul? Cam de mult. Când ai sosit? Azi dimineață. Lasă-mă să răsuflu să-ți povestesc în câteva vorbe nenorocita mea odisee. Ascult, Ulise. Lipsesc de 6 ani din țară. În acest timp am fost voluntar în Armata Marii Britanii, în Afganistan, în Zululand, în Transvaal și în Egipt. Și acum? Acum sunt în retragere și mă întorc la țară după 6 ani de exiliu. Cum în exiliu, cum, domnule? Și mă întorc mai nefericit ca la plecare. Și cauza exilului? Vreo chestiune de onoare? Nu, o nenorocire de amor. Cum? Lasă-mă, nu mai mi-aduce aminte. Te rog, Furtunescu, spune-mi, te rog. Iubeam o fată care mă iubea și ea, dar care s-a măritat de bunăvoie cu altul, cu un om mai bătrân ca tatăl ei, numai ca să-mi zdrobească mie inima. În momentul când s-a măritat, trebuia să o ucid sau să mă sinucid. Dar orică n-am avut destul curaj, orică am avut prea multă mândrie, n-am făcut nici una, nici alta. Nu înțeleg, stai că nu înțeleg puțin. Toate împrejurările sălbaticii, fiarele, șerpii, crocodilii, insectele Asiei și Africii, nu m-au putut răpune și iată-mă înapoi cu un singur gând, cu un singur dor. S-o mai văz odată. Stai, nu știu, îmi spui tu prea pe scurt, ori nu pricep eu bine, dar îți mărturisesc că nu înțeleg nimic. Cum nu înțeleg? Zici că te iubea și apoi zici că în necazul tău s-a măritat cu un bătrân care-i putea fi tată și pe care nu-l iubea de vreme ce te iubea pe tine. Da. Pentru ce? Pentru o nebunie femeiască, copilărească din exces de idealism. Pentru că după 2 ani de amor, adânc și tăcut, într-o seară, rămânând singuri cu ea, ea și eu, așa? Eram și cam amețit de șampanie, așa? Poate cam prea, așa? Nu m-am mai putut stăpâni, i-am spus că o iubesc și ei
Am îndrăznit s-o sărut. Cum, Fortunescule, cine este femeia aceea? Nu pot spune, e astăzi măritată. Dacă nu mi-o spui tu, atunci ți-o spun eu. O cheamă? O cheamă? Fifina! De unde știi? De unde știu, Furtunescule? Fericite, Furtunescule! Fericit eu! Da, pentru că colonelul Sințescu a murit acum 5 ani, o jumătate de an după plecarea ta, pentru că văduva lui, care trăiește sănătoasă și frumoasă și tot idealistă, excentrică, este soacra mea. Cum? Căci eu am luat-o de nevastă pe Iulia, fata colonelului, pentru că adineauri chiar am vorbit cu Fifina despre tine, mă, pentru că n-ai nevoie să-i mai cauți urma departe de vreme, ci aici ai găsit-o, Fifina ta și nevasta mea se află aici, la 3 pași, n-o dai de acolo. Ah. Hai de la ele! Ah. Hai de la ele. Pentru ce m-a întrebat Alexandru? Și n-ai dorit să-l mai vezi? Și dacă el tot te-ar iubi? Oh, întrebările lui mi-ar ard sufletul. S-ar putea să-l mai văz? Oare mai trăiește? Unde este? Și m-ar mai putea el iubi după atâta vreme? M-ar mai putea iubi după răul ce i-am făcut, după lovitura crudă? Căci a fost crudă, prea crudă, pe care i-am dat-o. Nu? Ah, ce rău am făcut că am deșteptat în fundul inimii mele amintirile astea care trebuiau lăsate să doarmă pentru totdeauna. Ce rău am făcut că mi-am întors iar gândul către o fericire care este pierdută pentru totdeauna. Pierdută, fără nicio speranță de reîntoarcere. Ah, ah, ce nenorocită sunt, ah. Ia, după câteva momente tăcere, cuvinte simple apoi. Ce faci, Fridolina? Ce? Eu sunt bine, mersi. Și ce are nebunit? Ce ai nebunit? Da, am nebunit. Fridolino. Te iubesc, te ador, te idolatrez. Sunt nebun, tu mă iubești. Ce? Ginerele tău mi-a spus-o, mi-a făgăduit să ne cunune. Ce, o farsă? Tu mă iubești, ești, trebuie să fii a mea. Te voi disputa cerului și infernului. Nebunule, dar cine te-a pus să faci așa ceva? Amorul, Fridolina. Victor, am nebunit, Victor. Fifina! El! Efectul narcoticului combinat cu emoție. Argus a adormit în sfârșit. Ce este? Ce Iulio! Este? Alexandra! Ce-ai făcut, prapătitule? Ce-ai făcut? Ce-am făcut? Iulio! Nu ești, doamnă! Unde Iulia? Alexandru? A trecut emoția, gata, jos teoriile excentrice, doamnă! Fortunescu! Toate astea ele rămân adevărate. Dar numai puțin și primejdioase. Crez și eu. Alexandra, cine este domnul? Bine zici că tu nu-l cunoști. Draga mea, dă-mi voie să-ți recomand pe un bun prieten al meu din copilărie și în curând socrul meu, domnul Ulise Furtunescu, proprietar român și capitan englez, alegător în Colegiul 1 de Bacău și învingătorul lui Cetivaio și al lui Arabi Pașa. Domnule? Doamne? Apropo, te doare capul, Fifina? Ești așa obosită? Nu, dar pentru ce? Pentru nimic, așa să știu. Nu. Mizerabil spițări, mi-a dat sulfat de chinin în loc de narcotic. Nu-i nimic, nici nu mai-mi trebuie. Socul meu Furtunescu să trăiască. Pe mine nu mă uiți, domnule, să trăiești, domnule. Să trăiască cu conița Iulia și... Hai, de-ne. Și cu conița Fifina. Și mai ales socul meu Furtunescu, care m-a scăpat de infamul de spițer. Și acum, doamnelor, repede pregătiți-vă, peste un ceas plecăm. La Paris? În Italia? Nu, la Furtunești, la socrul meu, în ținutul vasluiului, care crezi că este sătul de călătorie și expediții. Trebuie să petrecem ca toți oamenii cu minte luna noastră de miere în liniște. Se adoptă? Adoptă. Garson, de grab socoteala noastră și a domnului. N-auzi? Garson! Voilà, on y vole.